Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Casa în Diaspora. Sunt Adriana Dascălu Bulină. Alături de mine la ediția de astăzi Florin Senciuc, un sucevean stabilit în Statele Unite ale Americii, în Indianapolis. Bună, da, statul Indiana. Bun ai venit din nou la noi. Bună ziua, Florin. Adriana, bună ziua Intermedia TV. Bine v-am regăsit. În casă nouă, vezi că ne întrebam noi ce mai vorbim la emisiunea asta, au trecut 5 ani și parcă, așa dacă te gândești, nu s-au schimbat prea multe. Ei bine, printre cele care s-au schimbat este și sediul televiziei noastre. Da, pot confirma. Ne căutai dincolo la casa cea veche, unde nu mai răspunde nimeni acum. Da, păi, prin așa zisul program care eu mi-l impun venind în țară, prioritate 0 sau prioritate 1 este să trec aici pe la Intermedia, pentru că ținând legătura cu Suceava, în special prin intermediul vostru, Radio Top 91 la Sorin Avram, și mi-am făcut obiceiul să zic eu destul de sănătos, să mă prezic măcar să rămână bună ziua. Ei, dacă nu-mi spunea maestru Pim ieri, așa, eu eram prezent la vechiul sediu. Și, noroc că te-ai întâlnit cu maestrul, da, și ați vorbit și evident despre televiziune și te-a poftit și la prima oră, te-au văzut, cred că, urmăritorii noștri. Da. Ocazie cu care am zis, hai să mai facem și o Casă în Diaspora, că mai sunt lucruri de povestit. 5 ani în care, ce s-a întâmplat în viața voastră, Florin? Da, sucevenilor. Nu știu dacă soțul Ioanei e tot sucevean. Da, de aici. Da, s-au cunoscut în liceu, parcă mi-aduc aminte. Da, părinții lui din Șerbăuți, iar el născut, crescut aici, în cartierul Georgenescu, undeva, sau Opcine, lângă liceul alimentar. Mărășești, nu? Mărășești, zona... Da. Am trecut în revistă toate cartierele. Da, acolo. Da, zona din care ne-am mutat noi, aici. Mai central, mai în inima Sucevei. Deci, 5 suceveni stabiliți în Statele Unite ale Americii, cu aventurile aferente, pe care poate le trecem în revistă așa puțin și... Cât apucăm? Cu lărgirea familiei, nu? Da, da. Deci... Am realizat cu plăcută surprindere că, da, au trecut din 2018, noi am venit atunci la nunta junioarei și era undeva la sfârșitul lunii aprilie, sau luna mai, începutul lunii mai. 5 ani în care s-au realizat foarte multe și, uite, acum, retrospectiv așa, mi-am adus aminte că menționam, și sper să nu greșesc mult în cadrul emisiunii, acasă în diaspora, menționam ceva de genul cu locul de muncă și a... Când m-am reîntors atunci, am primit ofertă fermă, în sensul să lucrez tot timpul permanent la compania care eu lucram, dar eram așa în așteptare. Adică ei spuneau, domnule, dacă poți o zi pe săptămână sau două, mă rog. Ei, de atunci, în luna iunie 2018, lucrez la permanent. La aceeași firmă? Da, și am ajuns să trec timp și cel mai vechi. 5 angajați, am înțeles că sunt marșilați. Între care 2 sunt proprietarii, frați, ceilalți 2 sunt tinerei, sunt tehnicieni, iar Liz este dispecerul nostru, doamna, și eu sunt șoferul de bază. Dar acum, în luna iunie, iulie, așa, le-am adus aminte, zic, voi realizați că noi am făcut 5 ani? Și eu zic, păi cum adică? Zic, păi uite, și le-am spus de chestia, când am venit din România, primisem oferta de la fostul șef, l-au vândut compania și, mă rog, da, uite, s-au întâmplat câteva chestii faine. Între timp și familia s-a mărit. Avem nepoții, au apărut a doilea nepot, care are 2 ani, și Ovidiu cel mare are 8 ani, deci, suntem în continuă creștere, ca să zic așa. Aici, cu referire la familia noastră. Pentru că mai avem acolo fratele soției, cumnatul, care el e de vreo 14 ani, pare mi se, prietena lui, care e din Burdujeni. Deci suntem o gașcă puternică de Suceveni. Da, da. Și suntem. Toți sunteți în zona, în aceeași zonă, acolo, aproape, unul de altul? Ei doi, cumnatul și viitoarea cumnată, probabil, ei sunt în Indianapolis, chiar în oraș, în centru, acolo stau ei. Noi suntem mutați din 2015, avem casa noastră într-un județ vecin. Suntem undeva la o distanță de vreo 30 ceva de kilometri. Ce, da, în America 30 de kilometri, să fim serioși.
Ieșim imediat pe autostradă, nu e o problemă. Că noi, din fericire, avem acolo autostradă. Da. Păi ce, noi n-avem? Nu l-ai văzut când ai venit așa, nu? Am venit noaptea. Nu te-a băgat GPS-ul pe autostradă? Nu, că încerc să nu conduc. Să-ți schimbi GPS-ul, că noi avem autostradă. Da. Te uit când intri așa și te... Da. Nu, sau n-ai putut să te hotărăști pe unde să intri pe autostradă. Da, acum, vorbim la modul foarte serios, sunt plăcut surprins să aflu că într-adevăr se lucrează la autostrada A7. A7, da. Spune, nu? Da. Ăsta e un lucru foarte bun, e trist că a durat atâta până să înceapă. Dar e bine. Păi stai să vedem, că da, exact. Am zis că atunci va fi deconsemnat când se anunță, au început lucrările și după aceea au fost terminate lucrările. Da. Eu asta aștept, aceste două mari momente. Da. Primul se pare că a trecut cu bionul, că a început, am înțeles că deja vin dinspre Bacău. Eu n-am apucat să văd. Să văd utilajele, da. Să văd muncitorii, să văd activitatea acolo. Da. Asta înseamnă pentru mine că au început lucrările, știi? Da. Păi da, normal e. Întotdeauna și asta e un fapt recunoscut și văd sucevenii noștri care lucrează în serenitate și s-au stabilit în serenitate. Un sistem de autostrăzi, un sistem dezvoltat, este factorul principal pentru dezvoltarea țării, pentru că se mișcă foarte rapid lucrurile. Eu spun pe partea mea, cu totul că acolo, în Statele Unite, e altă lume, numai faptul că pornesc dimineața, să zicem, la ora 5 și după 12-14 ore de condus, eu ajung la 3 state distanță și 2 fuse orare, ascultând printre altele și Radio România Actualități cât pot eu de des, auzind că sunt blocaje rutiere la graniță înspre Ungaria sau înspre Bulgaria și așa, stând câte 3-4 ore, mai transmit în direct acolo, mă strâng în spate, pentru că oamenii pierd practic timp, cu toate că sunt plătiți, sunt fiind șoferi profesioniști și astea. Dar se pe undeva pierde, ceva se exact, pierde, exact, adică exact. Per total sunt doar pierderi, nu sunt și lucruri câștigate. Da. Și foarte trist. Și bani și timp. Da, da. Și eu acolo, evident, mișcarea este fără probleme. Bine, acum, dacă ar fi fost să facem comerț cu cei din Canada, să zici că stai în vamă la coadă undeva la un 20 de minute, 40 de minute sau 5 minute cât am stat eu în calitate de turist, când am fost cu nepotul cel mare la Formula 1, am fost în Canada în luna iunie, el fiind în vacanță. Dar au și un alt sistem în care firma aplică la Departamentul Transporturilor, este verificată, îi se dă un card special, mă rog, cu cod așa, și trece pe o linie special desemnată și nu mai are treabă, știi? Adică, dar asta... Altă lume. Exact, exact. La noi aici, sunt foarte greu de găsit niște soluții. Nu, că și eu vreau să trăiesc momentul Scuze, în care... avem tot timpul, știi? Da, n-avem oameni, n-avem tehnică, n-avem. Tu ești șofer, ai povestit și la prima oră, dar hai să revenim un pic asupra acestui aspect. Dar nu ești șofer de tir. Nu. Ești șofer pe mașină mai mică. Dubiță. O dubiță. Da, e dubiță. Circuli foarte mult și mare. Vezi și prin orașe pulsul, că dacă ai fi șofer de tir, probabil că ar fi mai dificil. Acum scotea în evidență maestrul, prin meseria ta simți altfel pulsul vieții din Statele Unite ale Americii. Așa este. Nu am restricții. De mai multe zone. Da, nu am restricții, fiind cu dubița respectivă. Intru oriunde, nu ocup spațiu, nu am nici măcar restricții oficiale din partea Ministerului Transporturilor, că cei care respectau anumite chestii trebuie să oprească pe anumit timp așa, și așa mai departe. Dar exact, văzând lumea, să zicem, din nordul Statelor Unite, statele Maine, Vermont, mă rog, care sunt după aia cobor, am prin statul Florida, e un stat în care noi facem afaceri foarte, foarte bune acolo. Sunt în discuții cu oameni cu de diferite, să zicem așa. Când merg în New York, de exemplu, livrăm în Manhattan, este o zonă destul de așa, sau pe coasta Pacificului în Los Angeles am fost Beverly Hills.
altă zonă exclusivistă. Echipamente medicale, am înțeles. Da, că... da. Deci livrăm echipamente medicale, laseri 99,99%. Pentru spauri profesioniste care au nevoie de așa ceva, pentru unități veterinare, spitale veterinare, pentru că avem niște bisturii laser care sunt foarte fiabile și se pare că sunt la mare căutare. Și mai avem la spitalele normale, pe diferite specialități, de obicei chirurgia plastică, să zicem așa. Mi-ai cunoscut pe celebrii plasticieni care au emisiuni? Nu prea, dar pot să spun că am fost în zona respectivă pentru că m-am uitat de jur împrejur și imediat realizez că ești într-o zonă elevată. De exemplu, ne-am fost eu în Beverly Hills, numai să numesc adresa unde eu am livrat, e Rodeo Drive. Uh-huh. Ori în Rodeo Drive făceam o glumă cu șefii, am zis, mă, dacă mergeți acolo fără în 5.000, 7.000 de dolari în buzunar, n-aveți și căuta. Glumeam, așa, da. Să simte. Adică nivelul sunt toate, e vizibil cu... Toate casele din Milano, mă rog, astea de modă, toate din New York, mă rog, Japonia, sunt prezente acolo. Și de ajuns să stai un 10 minute, cum am trebuit eu să aștept până să primesc acceptul să intru în clădire, că mă rog, iau alte reguli, făcând o mică tură pe acolo ca să mă dezamorțesc și eu, am realizat că e altă lume în lumea americană. Ai respirat aerul bogaților, da, nu? Da. Eu mai fusesem odată acolo în 2003, când am participat ca spectator cu... un prieten de familie ne-am luat noi concediu, am fost la campionatele mondiale de gimnastică care s-au ținut în Anaheim, în California, dar am stat în zona, într-o suburbie a Los Angelesului, în Van Nuys, și la cine am stat noi, la familia asta din Bacău, el, având o zi liberă, ne-a dus să vedem și zona Beverly Hills și Rodeo Drive. Și țineam minte de atunci, din 2003, că era o zonă exclusivist, eu vreau să fac niște fotografii atunci, cei de la nu știu ce mari companii, Gucci sau care era atunci, nu mai știu, a ieșit imediat afară și mi-a făcut semn fără fotografic, mm-hmm. Și am zis, păi stai, bă, că sunt pe loc public. Și mi-a arătat un semn că nu, mă rog. Și acum, revenind în zona respectivă, am zis, bă, nu s-a schimbat deloc, încă foarte exclusivistă. Da? Acolo te poți întâlni accidental cu actori celebri, nu știu, apropo de asta, te-ai întâlnit cu vreo celebritate? Da, da. Din Statele Unite ale Americii, pe undeva, prin toate drumurile astea ale tale? Eram la livrare de echipament medical și era Rod Stewart. Și eu stăteam, făceam socotelele acolo și m-am bâlbâit un pic așa, când am făcut o fotografie așa, de... Dar l-am prins intrând în garaj așa și un pic din spate. Dar el e faimos cu părul lui așa, uh-huh. Ciufulit. Dar, da, am fost și la concertul lui când a venit în Indianapolis. Foarte să simte în altă lume și el ca vedetă în domeniul muzicii. E personalitate, e foarte așa. Dar ieșise de la o bancă și venise prin spate să meargă la garaj și eu eram parcat acolo. Așteptam să vină doamna să-mi spună pe unde să livrez, un pic mai... Da. Da, am istorioare, am cu de la hotel, cu Rolling Stones, cu povestirea lui Doru Popovici, colegul dumneavoastră de branșă. Cum a fost întâlnirea cu Rolling Stones? Păi întâlnirea a fost... Și între timp nu mai lucrez la hotel, asta se spune. Tehnic vorbim. Lucrez la hotel pentru că și beneficiez de avantajele de acolo, dar sunt tot așa un col, cum zic ei. Sunt în așteptare, în sensul că dacă cineva spune, domnule, mi s-a întâmplat o chestie, o familie, nu pot lucra mâine, tura mea. Și ei mă sună sau îmi trimit mesaj și spune, poți veni între ora. Înțelegerea între mine și ei este în felul următor, ca să apeleze sau să mă contacteze doar în weekend când sunt acasă, pentru că de luni până vineri, fiind pe drum, evident, n-am cum să... Și, de exemplu, acum, când am venit spre țară, o dat drumul la un mesaj că noi avem un grup în care comunicăm și eu doar atât am scris. Sunt în România, Europa.
Gata, s-a rezolvat treaba. Dar am lucrat. Anul ăsta am lucrat 8 ore. 4 ore în ianuarie, 4 ce, ce făceai acolo? Ce la pază. La pază. Da, da. Pentru că noi avem un complex acolo. Este hotelul de la parter la etaj 18 și de la 19 la 24 sunt locuinții de lux. Și da, este total, ei au parcare subterană, mă rog, noi avem sistemul de supraveghere audio-video în care avem grijă de hotel, dar suntem plătiți de Hilton. Deci noi suntem plătiți de corporația Hilton și eu făcând parte din echipa care, originală care am dat folosință hotel, am dat drumul la hotel în 2005, au trecut 16 ani de acum, mai mult, 8, 7, mă rog, tot ok. Da, uite, uite mai că mult, realizez așa o leagă pentru că... Dar, timpul. Da, și mi-a spus că stai cu noi că, și asta a fost înțelegerea și mai... Noi aveam acolo contract, de exemplu, cu NBA, National Basketball Association. Păi, na, au fost LeBron James acolo, mă rog, vedetele astea care sunt cunoscute prin lume, Steve Curry, l-am avut pe Michael Jordan cu ceva ani în urmă, fiul lui acum au făcut știrile naționale acolo, au făcut vulvă pentru că au avut probleme cu inima la antrenamente sau ceva, l-au dus ăștia la spital urgent, el are o problemă la inimă, se pare că trebuie să-i facă niște ajustări tehnice. El venise atunci ca să-l vadă într-un turneu și care se desfășura în Indianapolis și a stat la noi la hotel și da, m-am convins pe Viu că este un mare jucător de cărți pentru că lăsase acolo în cameră, noi trebuie să verificăm acolo, lăsase seturi de cărți de joc, trabucuri, mă rog, așa, Rolling Stones, printre altele, eu am primit o pană de plastic care Keith Richards când eu n-am știut, Dodo mi-a spus, așa face el și în fel de semnătura lui și mai dă la fanii Rolling Stones și așa. Pentru mine, ne reprezentând cine știe ce, am făcut cadoul Dodo și Dodo, în extaz, a zis, tu știi ce e asta și mă, nici Dodo... Nici măcar nu știai ce ai putut să-i dăruiești lui Dodo. Da, am avut așa o... O vagă idee știam, că e ceva... Știam că reprezintă. Da. Dar nu eram într-atât cum e Dodo, care o viață întreagă, știi, da, toată lumea. Mare bucurie. DJ, da, 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 da. Păi mare prin bucurie. Venele lui, eu cred că Curci Beatles, Rolling Stones și Led Zeppelin și așa. În schimb, pentru mine o reprezenta foarte mult prezența celor din Formula 1. Și am avut ocazia să-l văd pe Schumacher, pe Barrichello, pe Hakkinen, deci vorbim acum de generații da, mai ale... Lewis Hamilton, care este acum, da. Deci, da, am avut... nu mai zic de vedetele din sportul american, care la noi nu reprezintă nimic, sau în restul lumii, fotbalul american. Uh-huh. Nu mai zic acolo... Noi ce am văzut, mai vedem prin filme, așa. Da, 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 da. Sau Super Bowl-ul, dacă îl dă, care... Și apropo de chestia cu așa, dacă suntem la capitolul ăsta, eu am avut un bilet la Super Bowl. Cu mult timp în urmă, chiar s-o ținut în Indianapolis, mi-a dat cineva. Și l-am vândut pentru că nu reprezenta ceva pentru mine. Și era o doamnă din New York care a cumpărat biletul și a spus, cum, bă, dar uite că așa, Madonna cântă și așa. Și am spus, doamnă, dumneata știi cine e Michael Schumacher? Cine e Michael Schumacher, Formula 1? Păi ca bară, păi gata, na, ce să mai... Așa da. E și pentru mine. Și cât, cu cât ai dat biletul? Ca să ne facem o impresie. $1,500. Da, bă, atunci era ieftin, că acum am înțeles, anul trecut s-a vândut undeva la vreo, da bine și cu inflație, cu undeva la vreo 4-5 mii, dar depinde și unde este. Și unde. Da, unde era da. Locurile. Evenimentul este considerat de importanță națională în Statele Unite și când spun treaba asta, o spun în cunoștință de cauză, pentru că în cazul meu, fiind acolo și lucrând, eu am intrat la servici joi și am ieșit luni dimineață, dacă nu mă înșel, după ce s-au terminat toate astea, noi am fost, ni s-au emis niște legitimații speciale care puteam intra în zona respectivă. Au fost pe o rază de vreo 3 km, au fost închis totul. Iar în jurul stadionului, pe rază de vreo 500 de metri, nu intrau decât cei cu bilete. Și vreau să spun că erau implicați până și Agenția Federală de Securitate Internă, Department of Homeland Security. Un departament care a fost înființat după evenimentele din 11 septembrie 2001. Și e un extrem de cu risc ridicat. Da, da, da. Păi da, și acum mai am cartela, da. Mai am cardul respectiv. Și amintire, efectiv, nu? Da. De asta spun că le-am trăit pe viu acolo și știu ce înseamnă chestia asta.
trebuiau să radiografeze, trebuiau să uite în fiecare mașină care intra, mă rog, era o chestie din asta mare, cum e în vamă, tirurile astea mari, cu echipamente treceau și erau scanate. Da. Da, și asta e situația, avem ce face. Cum e viața voastră? 20 și câți de ani? În cazul meu, 23 de ani, 2 iunie. În 2000, în 2 iunie, deci am prins și America înainte de atentate și pot să spun cu mâna pe suflet că am prins America dinainte știindu-i cum erau mai deschis, mai așa. După aia, după atentate, efectiv s-au schimbat. Deci am pățit-o pe pielea mea când am depus dosarul de emigrare și astea și am fost avertizat că, atenție, că nici eu nu știu ca avocată, nu știu ce se întâmplă, că vorbisem cu o doamnă avocat. Între timp au evoluat situațiile și situația de așa natură, încât până în ziua de astăzi ne-am reunit, deci în 2011, junior, în 2012 soția, ne-am mutat în 2015, ne-am cumpărat casă și, conform tradiției, ne-am îndeplinit visul american sau ne-am făcut, cum se zice, nu știu, trăim visul american. Nu știu, tu să le zici. Cum? Da. Deci, trăiți sau nu-l trăiți? Da. Îl trăim chiar, mulțumim lui Dumnezeu, îl trăim foarte bine, în sensul că nu ne întindem mai mult decât ne permite partea financiară, suntem foarte atenți la chestia asta. Unde lucrează? Soția lucrează la spitalul din zona, din județul unde stăm noi, Boone County. Lucrează acolo de vreo 6 ani, dacă nu mă înșel. Este foarte mulțumită din ce văd eu și așa. Junioara și-a luat și ea casă, stă la vreo, și ea la vreo 30 ceva de kilometri de noi, dar în partea de vest a orașului cu soțul. Sunt la, cum să zic eu, în apropierea o școală foarte bună, unde au lăsat, unde dau copii, bine asta mic, David, la grădiniță, Ovidiu, e clasa a treia deja. Wow. Așa, da, ești așa. Și putem spune că am prins bine la vremea respectivă. Acum, în momentul de față, dacă ar fi să dau ca exemplu, așa, să compar. Acum, dacă vrei să-ți cumperi o casă, datorită inflației, datorită politicii financiare, monetare a băncii centrale, federale, împrumutul pe 30 de ani undeva cu 7,2%. Ei, noi l-am prins cu 4%. Deci am prins foarte bine, acolo plătești pe 30 de ani, după aia poți să refinanțezi pe 20 sau pe 15 și tot așa. Bineînțeles că ne-am adaptat cerințelor care sunt, sau mă rog, tendinții care se manifestă acum în lume cu vehiculele electrice și am trecut, familia Senciuc, pot să o spun, suntem complet, electrici. Da, electrificat, da. Electrificată. Electrificat, 100%. Da, așa. În sensul că soția are un Nissan Leaf electric, cumpărat acum vreo 3 ani, se pare că îi place foarte mult pentru că conduce așa, iar eu am trecut, de anul trecut, am făcut tranziția spre tot electric, am o mașină electrică și, da, e o chestie care o trăim de zi cu zi. Nu, cum am zis mai înainte, nu ne întindem mai mult decât ne permitem, pentru că acolo e o boală de a cheltui mai mult decât câștigi și să bagă în chestia asta de a simt nevoia de a cheltui. Ori dacă ții în frâu treaba asta, acum ca să fiu corect, până la capăt, cu sunt împrumuturi care trebuie să le faci acolo, care bănuiesc și aici în Europa, în România le faci, adică să cumperi o casă, să cumperi o mașină. Că în Asia, de exemplu, pentru casa acolo, noi când am cumpărat-o, am dat 197.000, adică am dat. Era valoarea. Uh-huh. Noi n-aveam banii respectivi, să ne înțelegem bine. La mașină, la fel. Dar asta este o chestie. Partea a doua, să te duci să pui pe cardul de credit, să cheltuiești, să zicem, într-o lună $4.000 și tu faci doar 2.500, ca exemplu, sau $3.000, deja ești în deficit cu $1.000. Și asta se pare că e o problemă la ei numai datorită informații de o săptămână, două în urmă, în care au ajuns pentru prima dată în istoria lor să aibă $1 trilion per Statele Unite ale Americii ca populație cheltuind banii. Acum, probabil o să fie vreo
consecință, să fie... Ceva se va întâmpla. Păi da, trebuie să fie, pentru că... Buba se sparge la un moment probabil. Dat. E destul de ciudat acolo, pentru că din alt punct de vedere, șomajul e foarte mic. E 3,2%, 3,1%, dacă mi-aduc bine aminte, ultima dată. În termeni tehnici, valoarea e clară, da, așa, dar în termeni reali, în piață, nu există șomaj. Peste tot sunt locuri de muncă. Ia de acolo, ia de acolo. Numai să nu... Vrei da. Și să nu a, poți. Da, asta e clar. Deci nici nu intră în discuții. N-ai... Și fata ta, Ioana, unde lucrează? Ioana, la aceeași companie japoneză, este director, manager, nu știu, vânzări, nu știu, sincer să fiu, dar, da. Tu ești mulțumit că știi că este bine. Da, păi nu. În cadrul familiei noi suntem în două luni diferite, ea cu zona, de exemplu, știu, soțul ei, ginerul, lucrează la FedEx, la marea companie transport, pachete și alte chestii. Da, îi mergem și îi ajutăm cât putem. Eu mai ales în weekend încerc pe cât posibil să iau juniori la noi, să stai să, așa. Lucrăm acum la un proiect să mergem anul viitor, să mergem în Japonia, adică eu, soția și juniorii. Să vedem cum o să... Așa. Avem un pic emoții cu David, cu are 2 ani și să vedem așa, dar eu zic că o să fie bine. Eu zic că o să fie bine. Și cum de-ați venit acum în România? Gașcă completă. Da. Ați făcut un plan care, iată, v-a ieșit. Probabil că ați avut și aici emoții. Da, am... Deci, eu și soția, noi am venit clar să ajutăm cu juniorii, pentru că copiii, fiind numai într-un loc, nu stau. Sunt argintul viu, așa, și avem bătălii zilnice cu ei, cum așa. Partea foarte bună care ne place e că ei se simt foarte bine aici. Deci, umblă... Trebuie să fim atenți să nu intre pe șosea. Vorbesc românește, nu? Cel mare înțelege, vorbește puțin așa, dar cel mic nu. Încă e mititel. E mititel, da, îl facem noi să înțeleagă, nu e o problemă. Vorbiți acasă românește, bănuiesc? Da, 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 da. Și am venit pentru că participăm la niște evenimente fericite aici în Suceava și după aia o să ne mutăm vineri acum... Să stăm și în București, pentru că fratele soției în București. Etapa de drift, este etapa de drift în București? Am auzit ceva, să vedem cum îi... Cum vă organizați. Da, da, pentru că noi am venit cu ideea, mergem, ajutăm, programul este în mare, stabilit, așa, da? Dar ne adaptăm zilnic la situație. La ce mai apare. Da, dar ne bucurăm din suflet că, uite, am ajuns, vedem în Suceava, chiar avem discuții, sunt foarte plăcut surprins de transportul verde, l-am folosit ieri. Și ce te-a mai impresionat în Suceava? Păi uite, de exemplu, legat cu transportul verde, când veneam spre fostul sediu, așa, stând în George Enescu și urcând spre catedrală, era mirosul foarte, foarte clar de motorină. Nu mai e. Nu zic că când treci pe lângă mașină sau diesel și așa, mm-hmm, mai e miros, dar nu mai e mirosul ăla de la autobuze de care vreme, era, oh, da, acum să nu, dar îl simțeai clar în plămâni, așa, cel puțin în cazul meu. Acum e mult mai aerisit. Vin dimineața, așa, mai trec să mai... Încerc să umblu cât mai mult ca să compensez cu statul mașină din Statele Unite. E curat, din ce am văzut, în foarte mare măsură. Îți neplăcut surprins pe undeva că sunt foarte multe pisici vagabande, din ce văd. Mai, adică prin jurul blocului... Eu cu pisicile n-am o problemă, sincer spun, cu câinii. Deși iubesc și câinii, dar nu e locul lor în stradă, așa, neîngrijiți. Exact. Hrăniți, exact. Așa, nu știu, le arunci de la geam, știi? Da. Și ai impresia că, vai, ce mare iubitor de câini ești. Și n-o să înțeleg niciodată ce e cu noi, de ce nu schimbăm chestia asta. Am umblat și eu prin lume, cum au umblat foarte mulți români și cred că au avut și ei constatările lor, că n-au văzut câini fără stăpân, n-au văzut pisici fără stăpân, apropo de ce ai zis tu, da, n-au văzut ciori, n-au văzut porumbei, cum sunt la noi. Păi uite, acum încercam să-mi aduc aminte când am văzut, dacă am văzut vreodată un câine vagabond, dar nu cred că am văzut în state.
O fi fost unul și nu-l țin eu minte. Eu cred că l-aș fi ținut minte dacă l-ai fi văzut. Cred că, da, cu siguranță. Știu vreo două străzi din Indianapolis care sunt dărăpanate rău de tot și spuneam că să... Și acolo ar putea să mai apară... Da. De ce am rămas impresionat de pisici? Că am văzut foarte multe și n-am văzut numai în Mărășești. Am văzut și aici spre prefectură, am văzut și în George Enescu. Ori eu știam înainte că erau foarte multe, foarte mulți câini. Uh-huh. Și noi avem câinele nostru, avem un bulldog englezesc. Noi când ne întoarcem în state trebuie să-l luăm pentru că... Unde l-ați lăsat? L-am lăsat la o familie care o cunoaștem. Noi, uh-huh, una din surori ține câini pisici acasă și au grijă. Da, exact, un fel de pensiune. Am înțeles. E la vreo jumătate de oră distanță de noi și noi, pentru că venim mai repede acasă, eu cu soția, trebuie să mergem să luăm câinii, uh-huh, și îl ținem la noi încă o săptămână până vine partea a doua a trupei. Așa că ei rămân, ei merg spre Timișoara, din ce am înțeles eu. Credeam că o să văd câini vagabond. N-am văzut decât vreo 4-5 spre zona liceului economic pe acolo. Și aștia i-am văzut pentru că soția mea cerut, zice, hai cu mine ca să, dacă apar vreo 2-3 câini, să n-am probleme. Și am mers cu ea spre Piața Mică. Dar în rest n-am prea văzut. Piața Mică, apropo, cum ți s-a părut? Că a fost, între timp, a fost reamenajată. Da, plăcut, surprins. Îi felicit administrația locală, domnul primar, domnul viceprimar. Eu personal m-am uitat mai atent la, evident, la stațiile din căcare, vehiculelor electrice. Așa. Cum le-ai găsit? Cum ți se pare chestia asta? Sunt de putere mică medie. Deci n-am găsit încă una, dar nici nu le-am căutat intenționat, doar în trecerele mele prin zonele respective. Cea de la primărie sunt vreo 3-4 lipite acolo de zid, de putere mică, de 6 kV, din ce mi-aduc aminte, undeva până la 11 kV. Ăsta deja este un L2, da, de mică putere. Dar am văzut în spate la Bucovina de 50 de kV și am văzut la Zimbru, nu, la Moda, lângă Patinoar, iar acolo este spațiu desemnat, ceea ce e un lucru foarte bun. În Statele Unite n-am prea văzut spațiile vopsite în verde. Sunt plăcuții care spun vehicule electrice încărcare, dar acolo vine ba unul cu o trotinetă, ba unul cu o mașină și nu interesează, cam intră așa. Trebuie să... E un plin proces de conștientizare a lor. Bă, e spațiu destinat pentru încărcarea vehiculelor electrice. Măcar respectă asta. Și ei mai au acolo o atitudine împotriva. Sunt anumite zone care îți blochează intenționat. Pune efectiv camioneta, o pune de-a latul și tu nu poți alimenta. Dar de acum au început să lămurească treburile. Ai dat telefon la poliție, ai format 911, varianta 112. Da. Aici a venit poliția, îi dă amendă sau, mă rog, depinde de atitudinea lor. Dar, per total, cel puțin până acum, în primele 3-4 zile de când suntem aici, jos pălăria. Piața Mică e super, nepotul ăsta mare foarte încântat că a putut să alerge printre tarabia seară, era spre închidere și făcea zigzaguri pe acolo și am spus, mă, ține dreaptă linia de la intrare până la ieșire. N-are niciun farmec. Da, e bine așa. E bine. Ne-am plimbat aseară, am fost până în centru, am venit pe Mihai Viteazul, locul copilăriei soției. Ne-am dus la Petru Rareș, unde a învățat junioara, după aia am mers în centru, ne-am bucurat de esplanadă, de zona respectivă și da, am fost până în centru. Încercăm, cum am zis, să mergem cât mai mult pe jos, să ne bucurăm. Să vedeți la pas. Da, vrem să ajungem și pe la Muzeul Județean să vedem. Îmi pare rău că nu mai există etapă de să înceapă turul României la ciclist. Trebuia să înceapă în octombrie, că era bine pentru juniori să vadă o competiție sportivă de calibru mare, dar prindem la București driftul, nu? Păi da, sâmbătă, duminică, dacă stai prin zonă... Da. Aici trebuie să vorbesc cu George Buhnici, că m-a sunat ieri, eu țin legătura cu el pe tema asta de vehicule electrice. Știi, lumea cred că este un promotor, cred că a fost primul care a avut Tesla în România, așa. Eu invitându-l anul trecut să facem turul Americii cu Rivianul meu, mașina pe care o am eu în Rivian, dar din motive independente de mine, el a cumpărat o altă casă pentru părinți și a făcut-o de la zero și l-a blocat aici. Da. Eu mi-am făcut turul meu, nicio problemă, în 10 zile, așa.
Dar o să mă întâlnesc, cu el la București, o să-l întreb pe el de drift de ăsta, așa poate mă sfătuiești într-o zonă să merg, eu nu știu unde o să aibă loc, habar n-aveam de eveniment. Noroc că mi-ai spus. Fața Casei Poporului, da, am acolo? Înțeles că e dacă amenajat. E spațiu mare. Da, spațiu cred că mare, acolo, cred dacă am reținut bine, că Luca, da? Fiul junior. Meu, urmărește și e foarte bucuros că în acest weekend va fi liber, va veni acasă și va putea să se uite... Da. Pe, că acum se plătește un abonament ca să te poți uita. Da, pe, da, da, da. Pe păi eu am abonament lor. La Formula 1. Așa, deci, pe da, formula îl, aceasta. Îl înainte era gratuit, dar în ultimii ani, cred că 2 ani, au introdus această variantă. Urmărești etapele de, drift, din campionatul de, național da. De drift doar contra cost, ceea ce mi se pare foarte ok. Din păcate n-am mai avut etapa de la Suceava, aveam și noi la Suceava, da, pe Rarău, pe Transrarău. Cea mai spectaculoasă, dar se pare că și cea mai periculoasă și din câte am înțeles acesta ar fi fost motivul pentru care nu a mai fost organizată aici. Și așadar când veniți acasă la Suceava, faceți plimbări, faceți vizite pe la voi. Pe cine mai aveți în Suceava? Tatăl tău am înțeles că e aici. Da, chiar am trecut pe la tata seară și am... Au văzut generațiile, ca să zicem așa, da. Suntem 4 generații, chiar m-a atins sufletește treaba asta. Avem prieteni pe la Câmpul Moldovenesc, am zis că îi vizităm, dar din ce am înțeles de la soție, ei au ținut legătura, ei sunt plecați în Anglia și nu se potrivește cu programul. Pe partea mea sunt cercetașii care au camp acum la Valea Putni și la fel am aflat în ultima secundă și o să încerc pe cât posibil să-mi adaptez programul ca să ajung acolo, deși un pic am departe la Pojurâta acolo, că ei sunt din stația CFR Pojurâta, Valea Putni și unde țin ei camparea la Ocolo Silvic de acolo, am înțeles că sunt vreo 10-12 km undeva, mă rog. Dar să vedem. Încercăm pe cât posibil să vedem cât mai multe aici. Vrem să ajungem pe la Mitocul Dragomir, ne avem niște prieteni acolo pe la Prelipca, iarăși am fost ieri și am vizitat fostul loc de munca mea unde e o tradiție. Deci dacă, pentru mine personal, dacă și după atâția mari de ani de când sunt plecat, tot mă duc acolo, nu mă lasă sufletul. Care era? Am lucrat la Acet Suceava, dar am lucrat la secția Canale Purare, punctul de lucru Burdujeni. Și cu ocazia asta îl salut pe domnul director Groza și pe doamna directoare Nistor. Sper să trec. Alte lucruri care nu s-au schimbat. Da. Apropo, la chestiile schimbate, domnul Groza în continuare director la... Păi acest... chiar dacă era schimbat, probabil trebuia că și doamna Nistor, nu? Da, trebuia ce... să aflu unde sunt și să zic... Oricum îi salutai... Da, păi sunt ai sunt această niște nostalgie, oameni, nu? Da, și nu numai nostalgie, sunt oameni deosebiți care m-au ajutat pe mine personal și dau un simplu exemplu cu cercetașii, că tot i-am menționat mai devreme. Făcusem o tabără internațională, un camp internațional în 97 la Zamostea. Cu olandezii. Și era sfârșitul lunii august, când am suit chestia asta și a venit și o ploaie din asta mai torențială și era cam ciudată, de acum era un fel de mocir la acolo. Și printre altele m-am întâlnit cu doamna directoare Nistor, am fost așa, la vremea respectivă baza auto, transportul în comun al nostru, era la Acet. După aia s-au despărțit și era director atunci, domnul i-am uitat numele, care a devenit primar. Ionescu. Și doamna Nistor a zis, cum mă, Florin? Păi zic că am 60-90 olandezi, erau acolo cu instructor, cu tot așa. Zic, nu știu cum să fac să-i scot cât mai repede când îi nudă cordurile, că eram într-o zonă în asta, ploaia venea da. spre Valiu, unde eram noi acolo amenajați. Și doamna directoare nu a zis, păi ia stai un pic. Și l-a sunat pe domnul Ionescu și imediat au trimis două sau trei autobuze. Nu știu, și vreau să spun că datorită doamnei directoare Nistor am scos... Că și olandezii aveau două autocare cu care au venit, dar nu puteau să le scoată de acolo, la momentul respectiv. Da. Și domnul Ionescu, când o trimis prin, cu ajutorul doamnei directoare Nistor, când o trimis autobuzele, ele au așteptat sus la șosea. Oamenii, și ai mei au urcat de-a. Înseamnă că la voi am fost în tabără la Zamostea, că știu, am o amintire legată de Zamostea cu o tabără, dar nu mai știam, cred că era tabăra voastră a cercetașilor. Da. Păi acolo a fost o chestie foarte interesantă, dacă avem timp pot să dezvolt subiectul. Mai
avem vreo 10 minute. Așa, rapid, așa, pe, repede înainte. Tabăra de acolo a fost pornită de cercetașii britanici în 1990 sau 91. Eu m-am întâlnit cu ei în 91, în vară. Ei au venit ca cercetași britanici, dar au deschis tabăra cu scop social pentru fostul orfelinat din Siret, unul din cele mai mari din țară, dacă mi-aduc eu bine minte la vremea respectivă, și pentru cei asistați social cu, cum mi spune, că aveau probleme locomotorii, da, cu handicap sever. Da, da, da. Ei, și ei au zis așa, domnule, îi ajutăm pe ei, nu știau că există cercetași românii în Suceava. Eu reînființând cercetășii așa, am aflat, nu mai țin minte cum, m-am dus acolo, m-am prezentat și eu zis, nu vreți să veniți? Și pentru o bucată de vreme, 2-3 ani, am participat așa cu mulți, puțin cum eram noi, cu mai bine, mai rău, cum ne-am priceput și noi și am făcut parte din chestia asta. Da. La un moment dat, crescând ca număr și încercând să vedem și noi să descoperim ce înseamnă cercetășia, mă rog, la nivelul respectiv, am luat decizia de comun acord ca noi să ne facem programele separat pe timpul verii. Ne-au ajutat cu corturi, ne-au ajutat cu ce, că aveam probleme mari care și acum sunt cât de cât așa prezente problemele astea. Și partea socială a campului s-a ținut tot timpul acolo. Soția, de exemplu, a fost implicată, a fost bucătăria asta de servici, făcea mâncare pentru 200-300 de persoane, mă rog, cât aveau ei. Și aduceau la sfârșit de săptămână, vinerea, dimineață și seara îi ducea înapoi pe cei care aveau handicap sever. Da. Veneau însoțitorii, veneau toți și astea. Și probabil ai făcut parte, da, sau ai luat parte. Da, cred că am fost fix la o activitate de-a voastră, că au trecut ceva au trecut, evident. Dar zamostea a rămas așa în amintirile mele, datorită acestui eveniment la care am participat și nu știu cum, dar avem foarte mulți urmăritori din zonă și salutăm cu această ocazie cu toată căldura posibilă. Pe final de emisiune, Florin, ce înseamnă pentru tine acasă? Același lucru care a fost întotdeauna, adică nu mă lasă sufletul, nu pot să mă detașez de Suceava. Vreau, nu vreau, fiind crescut, născut, crescut, exportat de aici, educate. Urmăresc cu același interes și a rămas aceeași, cum să zic eu, deschidere sinceră locului ăsta. Mi-e foarte drag. E orașul care mă ține pe poziții. Vin cu mare plăcere, de câte ori pot, dacă pot. Și ultima dată când ați fost? Am fost acum 2 ani doar cu eu, pentru că am avut de rezolvat o problemă. Da. Era și pandemia. Era și pandemia și era mai greu de circulat, că țin minte acum, o trebuie să fac testele care erau valabile 48 de ore sau cum era la vremea respectivă, le-am făcut la Băneasa, în parcare la Molul Băneasa. Băneasa erau câteva chestii din astea care erau autorizate, puncte de lucru, nu știu, căror companii. Da, da, da. Făceau acolo și îți dădeau în 24 de ore, îți trimiteau un QR, un cod din ăla și care altfel nu te lăsa să urci în avion. Dar și în condițiile alea foarte, foarte dure, foarte restrictive, m-am urcat în avion și la Suceava. Cu mare plăcere vin, deci nu se pune. Și o să rămână, zic eu, la același nivel extrem de ridicat, pentru că, uite, și după atâția ani de zile țin legătura nu numai cu intermedia Suceava, TV Suceava, prin intermediul tău, dar cu Sorin Avram, cu Doru Popovici, cu domnii profesori de la liceu, cu program sportiv, domnul Iulian Duganci, domnul Moșuc, domnul profesor Moșuc. Deci, dacă vorbim cel puțin o dată la 2-3 luni, deci nu se pune problema, iar la urmărirea emisiunilor, orică e pe online sau website sau YouTube sau toate astea, le ascult cu mare plăcere, chiar dacă nu le prind în direct sau îmi găsesc timp și le ascult alea 10-12 ori cât le conduc zilnic sau 8 ori sau câte ori fie ele. Peste 90% din timpul acord la chestia asta și nu de azi de ieri. Nu de azi de ieri, deci foarte mult timp și de asta sunt poate și la zi cu informațiile de Suceava de multe ori. Da. Aștept foarte mulți români plecați în străinătate care simt nevoia să afle mereu vești de acasă, fie prin intermediul
celor pe care îi mai au acasă, prin intermediul rudelor, cunoștințelor, prietenilor, fie ascultând, citind presa de aici, națională, dar chiar locală, și asta îmi place foarte mult, că da, ne caută și pe noi, uite, pe cei de la Intermedia, îi ascultă pe cei de la Radio Top, de pildă, și simt nevoia să știe ce e acasă, vadă, da, ce nu doar cu familia lor, în general, cu ce se mai întâmplă, ce mai e pe acasă. Și mă bucur că tu ești entuziasmat așa de ce ai găsit în vizita ta de acum, un vibe așa mai bun, da, în da, oraș. Da, e clar, nu? Orașul am înțeles viu. Bine. E viu, da, orașul e viu, se vede foarte clar. Văd clădirile de la pompieri de acolo, chiar glumeam cu Doru Popovici, zic, fii atent că ai să rămâi fără soare, fă o fotografie. El stă în zona acolo, da. Da, și zic, vezi că... Nu cred că e foarte încântat că are, mă rog, dar acel cartier acolo în aproape gata. Ne-am păstrat umorul ăsta nostru de a face haze necaz și ăsta. Dar se vede clar, deci am fost și în Burduceni, cum am zis, așa, n-am ajuns încă în Nițcani, dar transformările sunt clare. Deci nu există așa. Că nu e perfect, dar mai e mult până să fie perfect. Da, nu e perfect. Eu acum am dat atenție un pic pe chestia electrică, dar n-am ajuns să știu chiar toate, să văd așa, să-mi fac o idee. Dar și aici ai loc de... Păi, acum când înregistrăm noi, da, e prima vineri din lună, da, și e vinerea, da, verde, adică se circulă gratuit cu autobuzele electrice. Păi am să încerc astăzi să merg măcar cu juniorii, pentru că ieri folosind transportul, am cumpărat un bilet din ăsta cu banii jos, din autobuz. 5 lei, da. Nu, de la panoul ăla mare. Așa, am plătit 5 lei și mi s-a dat cu un cod din ăsta. Uh-huh. Și am plătit pentru 200 de minute sau ceva de genul ăsta, da, așa. Da, da, că altfel e 5 lei la taxatoare, da, așa. Da, păi da, nu, că eu am prins controlorul direct. Eu am urcat în autobuz și s-a întors doamna și a scanat un card așa și a spus, vă rugăm, prezentați-vă. Și am arătat, zic, bun, așa, că eu nici nu știam dacă am descanat ceva prin autobuz. Dar nu, foarte plăcut. Și le-am arătat la junior, zic, atenție când vă asigurați la mașină la traversare, fiți atenți că sunt autobuze electrice care nu fac zgomot. Da. Și le-am arătat, uitau și așa, așa. Le-am arătat autobuzele mici, cele mari. Și... Pentru că ei știu, au idei. Circulă, de exemplu, cu mine sau cu bunica lor, mai mașină, facem și noi ce putem. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cu mare plăcere și sper să ne vedem poate 5 ani sau nu, sau mai... Peste următorii 5 ani ne vedem și mai povestim, să fim sănătoși și să avem ce povesti. Sănătatea înainte de toate. Cu mare multă plăcere. Sănătate și ție și tuturor celor care ne-au urmărit. Emisiunea se încheie aici. Sunt Adriana Dascălu Bulină. Să vă fie bine oriunde v-ați afla.